comparat ei cu Mass Effect plus Killzone plus într-un mediu open world. Mirror's Edge. Așa că nu știu ce putem zice mai mult în afară de faptul că suntem dezamăgiți de decizia celor de la Human Head, cel puțin acum când auzim despre asta și nu vedem practic știi de ce sunt finit. Oarecum sceptic, dacă vrei, pentru faptul că oricum jocul are în spate, va avea în spate o tehnologie depășită pentru că ID Tech 4. Da, dar uite că și Brink va fi tot pe ID Tech 4. Da, și dar Brink are un visual style care e ca și cum îi spune că Team Fortress 2 nu arată bine că e pe Source. Da, nu are nicio importanță, e ceva. Da, uite, însă din Prey 2 n-am văzut nimic, deci nu știm exact ce art style va aborda. Să sperăm că unul asemănător cu cel din primul joc, dar HD-ified, să da, zic așa. Da, să vedem. Cert este că, după cum a zis și Cătălin, nouă ne-a plăcut Prey 1 și suntem așa un pic deranjați de faptul că regulile, dacă vrei, care au stat la baza lui Prey 1 nu mai sunt folosite acum. Exact. Mai departe avem Max Payne 3, un joc... Dar se pare că rămâne în area asta 3D realmistică. Da, da. Alături de Prey, Max Payne a fost încă un brand 3D Realms care a fost vândut mai departe pentru a putea susține financiar development-ul la Duke Nukem Forever. Da. Uite, Max Payne 3 a fost, să zicem, sugerat încă de după lansarea lui Max Payne 2, de când licența a rămas în mâinile celor de la Rockstar. Care au cumpărat-o. Exact. N-a rămas așa singură exact. Și neprihănită. Dar până în 2009 nu am auzit absolut nimic despre un asemenea joc. Da, și au apărut primele imagini și o scurtă descriere care îl arătau pe Max Payne gras, chel, bețiv, fără chef de viață, mi-aduce așa un pic aminte de mine, adevărat. Dar au fost primite așa cu o răceală foarte, foarte pronunțată din partea fanbase-ului Max Payne. Da, plus că au anunțat că va fi pe motorul grafic Rage, care știm că este open world, open world based, a fost spus până acum la GTA 4 și la Red Dead Redemption. Din punctul meu de vedere, wow, ai văzut vreun joc bazat pe Rage care să ruleze bine pe PC? Păi având de că numai GTA 4 a fost lansat. Așa, deci de asta am fac niște mari probleme. Ideea care e, Max Payne, cel puțin 1 și 2, au fost niște jocuri în care aiming-ul precis chiar conta, în sensul în care totul era cu bullet time, totul era și trebuia să-i lovești pe aia ca să-i omori, că altfel te omorau ei pe tine. Dacă vor să păstreze rețeta asta și din câte am înțeles, în mare parte vor să o păstreze, din nou, precizia aiming-ului este crucială în executarea da, jocului. Exact. Tocmai de asta, personal, aș vrea să joc pe PC. Da, uite, și ți-am zis, anunțul legat de Rage nu-mi dă speranțe prea mari. Da, sunt de acord că pe PC poți avea un aiming mult mai precis, dar tocmai de asta există game design și de-aia bineînțeles, se poate bineînțeles adapta, să zicem, gameplay-ul pentru PC să fie la un nivel mai înalt, pentru console să fie dificultatea mai scăzută, probabil ajutată de auto-aiming. Da, dar hai să fim acum realiști. Câte jocuri ai văzut adaptate pentru dificultatea de pe PC? Având în vedere Crysis 2. Un zero barat, vine da. Să râd. Ok, Max Payne 3 a fost redezvăluit, aș putea spune, în revista britanică Edge, care conține destul de multe informații și câteva... Și poze noi. Da, imagini noi, dar nu ceva concret, să zic nu, așa. Nu, dar, mă rog, se lasă așa un soi de, mai bine zis, se acordă o gură de oxigen fanilor răiți, adică nu pe tot parcursul jocului Max va fi gras, bătrân. Exact, și probabil vom vedea cum evoluează. Da, adică majoritatea pozelor Max din revistă sunt cu Max, cu look-ul clasic, dacă vrea da. Max. Cu look-ul clasic din Max Payne 2, pentru că știm că Sam Lake a refuzat să mai fie imaginea lui Max Payne. Deși, acum să fim sinceri, imaginea lui Max Payne, el rămâne. Dacă ai jucat și în Alan Wake la un moment dat, exact. Face fața aia dubioasă. Important este că cei de la Rockstar Vancouver colaborează cu majoritatea studiourilor Rockstar pentru realizarea acestui joc. Și se dovadă că Rockstar pune totuși un accent mare pe nivelul calitativ la care vor să aducă. Exact, și au zis că vor să păstreze până și acel feeling de film noir, acele comic book strips care au fost transformate acum în niște motion comics și, să zicem, acele momente de bullet time, știi că chiar și în jocurile vechi uneori se oprea pur și simplu acțiunea și vedeai un pic scena în care intri și abia apoi te lăsa să continui, practic, să începi să împuși tot ce mișcă. Totul se va păstra și în Max Payne 3. Am înțeles că acum plus,
îți va da, va exista un soi de bullet cam în momentul în care omori ultimul inamic dintr-un grup anume. Da, exista și, dacă și în primele jocuri dacă exista așa ceva. Dacă ți-mi în Prince of Persia, Sands of Time, era chestia asta, băga... Când îți băgai sabile. Da, băga sabia înapoi când îi omorai pe toți. Mie mi se părut ceva foarte enervant pentru că nu poți să-i dai skip și când am jucat de curând Prince of Persia pe PS3, Prince of Persia Trilogy, I'm like, oh, come on, come on, seriously. Dar, în orice caz, Max Payne 3, măcar avem informații noi despre el, da. Nu multe, nu detaliate, însă, încă o chestie, jocul ăsta va avea multiplayer, ceea ce... Eu sunt foarte curioși, știi că asta a fost întrebarea și dilema din totdeauna, cum faci bullet time-ul să meargă multiplayer? Nu mă știu, parcă în Fier 1 există așa ceva? Nu mă știu dacă exista chiar bullet time, dar știu că Fier 1 avea... Ceva în genul ăsta era în... Simte că am jucat multiplayer la greu în Jedi Academy, în care puteai să-ți bagi cum ar fi speed, ceva de genul ăsta, și în timp ce ți se părea că ăla se mișcă mai încet, tu te mișcai mai repede ca să compenseze. Mm-hmm. Acolo era oricum mult mai haotică treaba, nu prea spăsa ție cum se întâmplă, ideea era să-l omori pe ăla, dar aici e... Adică ar trebui explicat ca lumea modul în care funcționează. Probabil nu sunt pregătiți să vorbească despre asta pentru că jocul sunt sigur că nu va fi lansat mult prea curând. De altfel, din descrierile celor de la Edge, mi s-a părut destul de dubios și modul în care se face cover, pentru că acum o să existe un cover system. Păi, era normal, era de așteptat. Cu un trigger care intră în cover și cu ălălalt care, mă rog, da, dubios. Da, înseamnă o combinație de coverul din Killzone cu coverul din Gears of War. Something like that. Undeva pe la mijloc. Știi cum e? În momentul în care nu folosești configurații clasice, risc să alienezi un public deja obișnuit cu... Yeah, go for Gears controls. În continuare vorbim despre Sony, care săptămâna aceasta au reușit să facă ceva care nimeni probabil nu credea la începutul acestei generații, să depășească Xbox 360 în vânzări worldwide, în toată lumea. Astfel, PlayStation 3 trece pe locul 2, imediat sub Nintendo Wii, și Xbox 360 ajunge pe locul 3, unde Xbox nu a fost niciodată până acum. Întotdeauna Xbox a fost pe locul 2 și acum brusc e pe 3. Acum hai să dăm, ca să zic așa, cezarului cel cezarului și să nu ne hazardăm cu afirmații. Știrea asta a făcut înconjurul internetului, pentru că... A pornit de la o agenție de analiști care au studiat, practic, studiat piața și ei s-au referit la așa zisul active user base, nu la vânzările totale. Active user base adică oameni care dețin o consolă funcțională și care sunt potențial cumpărători ai softului pentru PS3, Xbox sau mai știu eu ce. E, aici tințele dau dreptate pentru că foarte multe Xbox-uri, cel puțin din generațiile vechi, care pentru Microsoft sunt console trecute la vândute, ca să spun așa, nu mai funcționează. Da, dar asta nu înseamnă că nu au fost vândut și că Microsoft nu și-a luat banii pe ele. Perfect de acord, însă aici ajungi la ideea cu Active User Base, în care într-adevăr tind să le dau dreptate acestor analiști, anume că între timp PS3 a depășit. Cifrele pe care ei le-au dat sunt un pic cam mici față de vânzările actuale, unde sunt, e ceva de genul, dacă țin bine minte, 51 la 49 sau ceva de genul ăsta, încă oricum, în favoarea... Foarte aproape, oricum. Da, însă cert este că asta a fost o, cel puțin în, dacă vrei, propaganda pro-Sony, a fost un breath of fresh air pentru diferite site-uri și mai ales pentru site-urile care favorizează platformele PlayStation, pentru că foarte multă lume a tradus-o, cum ai tradus-o și tu inițial, cu... PlayStation 3 a depășit Xbox 360, deși încă în vânzările per unitate, dar nu s-a ajuns încă acolo. Oricum ar fi, având în vedere, ca să spun, lansarea cu probleme pe care a avut-o PlayStation 3, adică cred că e prima consolă din istorie care s-a vândut la 600 de euro la lansare. Nu, cred că au mai fost... De euro sigur n-au mai fost. Nu existau euro pe vreme. Da, nu mai știu. Cred că 3DO, da. Mi se pare că a fost foarte scumpă. Da. Dar în orice caz, a fost una din cele mai scumpe console ever și probabil dacă stai să calculezi inflația de acum față de cea de atunci,
probabil este mult peste. Da, păi știu că atunci întâmplător chiar am participat la lansarea din România consolei, care a fost simultană cu lansarea din Europa pe 23 martie. Și era 2000 de lei. Mai scump de atât era. Era mai scump de 20 de milioane, nu mai știu exact cât. Ulterior au început să scadă niște prețuri și în momentul în care a apărut a fost o ofertă pe care, mă rog, a fost la un anumit magazin, să nu-i spunem numele ca să nu-i facem reclamă, când a apărut Starter Pack, cu ce să zic, cam la 6 luni de zile după ce se lansase PlayStation 3, au apărut pachetele Starter Pack care aveau două jocuri și două gamepad-uri. Și la un preț de genul 16,99 sau ceva de genul ăsta. Da, cu cel puțin 300 de lei mai ieftin decât versiunea cea mai ieftină din magazin. Da, da, da. În momentul acela. Țin minte că în momentul ăla Starter Pack-urile astea, care erau din toate punctele de vedere superioare, erau mai ieftine decât consola clasică. A, și la noi mi se pare că n-au ajuns alea de 20 de giga. Nu, în Europa, n-au ajuns de 60, deloc, da. Deci, și în momentul ăla, când am văzut, țin minte că era pe magazinul Unirea, era un poster de la mare, un banner de la PlayStation 3 Starter Pack. Și ți-arătau cutiile de la Motor Storm la Resistance, că astea erau jocurile, și două controlere, doar 16,99. Și atunci mi-am băgat eu în cap și am așa, și la un moment dat m-am dus pornit așa și am plătit cu cardul și mi-am luat consola. Da, era în bani. Da, eram pe vremea. În orice caz, PlayStation 3 pare să tindă spre titlul de rege al acestei generații, pentru că Wii începe să scadă din toate punctele de vedere. Deci, acum să o spunem verde în față, dacă vrei, din punctul nostru de vedere, câte jocuri ne-au interesat pe Wii în ultima vreme și câte jocuri ne-au interesat pe, mă rog, să zicem, platformele HD, adică Triumviratul, 360, da, PS3, PC. Sunt persoane care nici nu consideră Wii-ul ca fiind din generația aceasta, însă având în vedere că a adus ceva nou și inovativ față de generația trecută și nu a mers pe aceeași idee cu gamepad-ul și așa, chiar dacă nu a evoluat din punct de vedere al tehnologiei brute, să zicem așa, forței brute, a adus ceva nou și uite acum Sony a făcut un controller asemănător cu cel de Wii, Microsoft s-a îndreptat spre motion controls. Deci Wii face parte din generația asta. Chiar da, puteți spune că a influențat generația asta mai mult decât ceilalți. Oricând niște, ca să spun așa, marketeri pricepuți vor putea să-ți scoată o mare victorie și din faptul că ești pe locul 2 în generația asta, pentru că ți-o vor pune ceva de genul best-selling HD console. Și gata. Și oricum, după cum am spus, un pas important pentru Sony și mai ales în condițiile în care în continuare consola e mai scumpă decât contracandidații. Exact. Ultimul subiect din retrospectivă, care nu va fi unul foarte lung, dar cred eu că e interesant, este GameStop, care a cumpărat Impulse, un serviciu de distribuție digitală de care am vorbit și noi cu câteva ediții. Da, e unul din cele de top, să zic așa, care a fost fondat de Stardock, celebr